ca să am grijă de cei bătrâni în Sicilia. Și asta fac din toată inima, ca pentru Domnul. În primul rând, când ne văd că intrăm în casă, în ogradă, spun că Dumnezeu v-a trimis, sunteți trimiși de la Dumnezeu, fața se mai înseninează, devin mai veseli și totodată spun că le este de mare de ajutor ceea ce primesc. Și toate lucrurile care le-am adus sunt din partea lui Dumnezeu și îi încurajăm să le spunem că ei nu sunt singuri, dar Dumnezeu este cu ei. Cu mașina noastră personală, încercăm să repartizăm la bătrânii care nu pot să deplaseze. Și dacă pot să vin, vin la biserică și eu, dacă nu, ne ducem noi acasă și repartizăm. Deja când repartizăm, cum am spus mai înainte, vorbim despre Dumnezeu și în afară de asta, activitatea mea este, lucrez ca și profesor și lucrez cu copiii. Și chiar dacă sunt rudii ale bătrânilor aceștia care sunt în proiect sau chiar a altor bătrâni, îi îndemn ca și ei să ducă să-i ajute pe acești bătrâni.